Am un mesaj pentru voi, sper să fie scurt, să nu vă plictisesc. Eu țin minte de la nunta mea, a fost foarte frumos, dar nu țin minte nimic ce au zis aia la alții. Ochii mi erau spre mireasă, eram atât de fericit și mai târziu, peste ani, când cineva mi-a adus o casetă de la nuntă, am fost foarte surprins de predicile fraților. Probabil asta se va întâmpla și cu voi. Dar aș vrea să vă spun ceva despre viața de căsătorie, pentru că sunteți la început de drum și, de fapt, așa am și intitulat predica mea pentru voi, La început de drum. Porniți împreună pe un drum necunoscut. Noi ceilalți care l-am parcurs, Moise, de 30, eu de 40 de ani, Moise, tot de curând, 40 de ani, am trecut pe acolo. Este o poveste foarte drăguță cu un cowboy într-o zi, umblând pe aici prin Arizona, a găsit un indian la pământ. I se părea lui că ăsta ascultă cu urechea la pământ. Și vorbea de unul singur. Zice, 4 cai, 2 galbeni, 2 roșii, o căruță întreagă. Zice, Doamne, dar cum? Numai așa asculți la pământ și auzi și știi și culoarea cailor. Zice, cum să nu știu că tocmai trecu căruța asta peste mine? Noi vrem să spunem că căruța asta a trecut peste noi de 40 de ani, am trecut pe drumul ăsta, cam știm ce urmează. Nu vrem să te speriem absolut deloc. Dar câteva sfaturi la început de drum, cred eu că v-ar prinde foarte bine. Drumul ăsta nu este ușor, pentru că familia de astăzi are niște dușmani îngrozitori, teribili. În primul rând este diavolul, care întotdeauna a urât prima instituție pe care a făcut-o Dumnezeu. El atacă sanctitatea vieții umane, el atacă astăzi sacralitatea legământului pe viața căsătoriei. Atacă astăzi autoritatea și responsabilitatea familiei, atacă valorile și moștenirea familiei de astăzi. La toate atacurile acestea, societatea din jur adaugă factori de stres care sunt pe zi ce trece tot mai mari. Numai dacă ne gândim la factorul economic, materialismul lumei de astăzi, oamenii sunt considerați oameni de succes care au ceva, care fac ceva, care au un cont mare în bancă. Asta adaugă o presiune asupra familiei, mai ales la început. Știu că aveți părinți buni și de treabă și de la mașini și apartamente o să aibă grijă de voi, dar trăim într-o lume care pune bază și apreciază întotdeauna valoarea banului și materialismul este cel care domină societatea de astăzi. Corupția morală a societății de astăzi adaugă un stres enorm în creșterea copiilor. Libertinismul și lipsa moralității afectează apoi relațiile intime dintre soț și soție. Suntem influențați de pornografie, de atacurile Hollywoodului, modele care nu sunt normale, sunt introduse în mintea și sufletele noastre. Apoi pluralismul de astăzi, rasial, religios, conduce la ideea că soțul și soția pot să aibă două religii diferite, concepții diferite despre lume și viață. Se încurajează adulterul și divorțul, mai ales în societatea de astăzi. Este o forță uriașă în spatele acestui mecanism demonic de a distruge familia prin divorț. Divorțul este ieftin, avocații, judecătorii, este un întreg sistem economic care este în spatele acestei acțiuni de distrugere a familiei. Familia voastră parcurge drumul în doi printr-o asemenea lume, care este o lume periculoasă. De aceea, din psalmul pe care l-am citit, 127, am 4 gânduri pentru voi. Psalmul acesta a fost scris de Solomon și se cântă întotdeauna pentru ocazii ca acestea, la căsătorie, pentru cuplurile căsătorite. Primul lucru care vreau să-l menționez din cuvântul lui Dumnezeu este: nu poți să zidești casa ca să fie trainică fără ajutorul lui Dumnezeu. Nu încercați
să vă formați o familie fără ajutorul lui Dumnezeu. Știți că 50% și mai bine de 50% din casele care sunt pe market, care se vând astăzi, sunt datorită divorțului? Oameni care au încercat să-și zidească casa, familia, fără Dumnezeu. Și s-a ruinat casa aceea, s-a dus casa aceea. Nu poți zidi o familie trainică fără ajutorul lui Dumnezeu. Sunt bucuros pentru voi că sunteți copii credincioși, ați crescut în familii credincioase și în biserică. Și știu că vreți să îl lăsați pe Dumnezeu să vă construiască casa. Știu că nu construiți pe simple emoții omenești, pentru că emoțiile acestea se duc, se sting. Știu că nu construiți materialistic. Iată ce spune Psalmul 49, versetul 11 și 12. Ei își închipuie că veșnice le vor fi casele, că locuințele lor vor dăinui în veac. În veac de veac, ei care dau numele lor la țări întregi, dar omul pus în cinste nu dăinuiește, căci este ca dobitoacele care se taie. Numai omul care se bizuie pe Domnul, care își construiește casa împreună cu Dumnezeu, care lasă pe Domnul să se construiască familia, familia aceea și casa aceea dăinuiește. Fie credința voastră în Domnul și cuvântul Lui, temelia familiei voastre. Vremurile de încercare, atunci când vor veni, vor găsi casa voastră zidită pe stâncă și cel care a zidit casa voastră este Domnul, care nu numai că v-a zidit casa, dar în al doilea rând, spune cuvântul lui Dumnezeu, El poate să-ți apere această casă. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cei ce o păzesc. Numai Dumnezeu poate să vă apere familia voastră. Știu că în calitate de bărbat ai obligația aceasta, cavalerul, să-și apere familia și trebuie să o facem. Trebuie să fim întotdeauna gata să ne apărăm familia. Dar dușmanii noștri sunt mult mai mari, mult mai puternici decât forțele noastre, decât înțelepciunea noastră. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți apere familia. Atunci când te apără Dumnezeu, nu mai e nevoie de nicio altă apărare, pentru că Dumnezeu este scutul și adăpostul nostru. Când a scris psalmul acesta, psalmistul se gândea la casa lui Dumnezeu la Ierusalim. 8 acri de pământ înconjurați de un zid de apărare foarte puternic. Straje care patrula peste zidurile acelea zi și noapte. Știți că timp de 2500 de ani evreii au suferit pentru că cetatea aceea pe care au încercat ei să o apere, a căzut în mâinile babilonienilor, a căzut în mâinile perșilor, a grecilor, a romanilor, a arabilor, a creștinilor, a turcilor, a englezilor. Știți ce se întâmplă în Ierusalim acum, nu? Oameni care puteau să-și lase cetatea apărată de Dumnezeu, n-au făcut-o. Și istoria lui Israel este o istorie a unei cetăți care încerca să se apere singură. Lasă pe Domnul să-ți apere familia. Dușmanii pe care îi are familia de astăzi sunt prea puternici ca să reziști de unul singur. Securitatea familiei tale nu vine din banii tăi, din înțelepciunea ta, ci Domnul este adăpostul nostru din neam în neam. Numele Lui să fie slăvit. Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul, dar de la El îmi vine ajutorul. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare. Nici de cum nu mă voi clătina, spunea Psalmul 62, versetul 1 și 2. Dă-i voie lui Dumnezeu să-ți apere familia. Încrede-te în El, că El știe cum să-ți apere familia. În al treilea rând, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților Lui le dă pâine ca în somn. Nu încerca fără Dumnezeu să porți de grijă familiei tale.
Sunt foarte mulți astăzi, până și creștini, care încearcă să se descurce singuri. Ce vreau să spun aici? Eu știu că sunteți oameni harnici și Dumnezeu vă va binecuvânta și din punctul ăsta de vedere. Dar nu încercați să asigurați cele necesare familiei fără Dumnezeu. Știți că primele versete din Scriptură sunt la început Dumnezeu? Știți că Dumnezeu trebuie să fie la început în tot câștigul tău? Dă lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu și El va purta de grijă la celelalte lucruri. Caută mai întâi împărăția cerurilor și Dumnezeu apoi se va ocupa de împărăția ta. Îți va da și ție ceea ce este necesar familiei tale. Principiul zeciuielii nu este o poruncă, ci este o viață, un stil de viață. Când îl pui pe Dumnezeu la începutul vieții tale și te încrezi în El. Știți că Dumnezeu cerea Israelului daruri de bunăvoie din primele roade? De ce oare? Pentru că dacă duceai lui Dumnezeu primele roade din pom, din ogor și așa mai departe, spuneai, mă încred în Dumnezeu pentru restul. El va duce să se coacă restul pomului și a ogorului. Nu încerca să porți de grijă familiei tale excluzându-L pe Dumnezeu din calcule. Motivul pentru care foarte mulți oameni și mulți creștini o duc rău financiar este că încearcă să se descurce fără Dumnezeu. Când refuzi partea lui Dumnezeu, spui pur și simplu chestia asta las-o pe mine că mă descurc fără tine. Ori niciun om nu este suficient de inteligent să o facă fără ajutorul lui Dumnezeu. Și ultimul lucru care vreau să-l menționez în această dimineață este dimensionează-ți familia împreună cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu va hotărâ să aveți familie, lăsați-L pe El să participe la decizia pe care voi o luați. Nu-L scoateți din calcule. Din păcate însă, egoismul societății moderne de astăzi îl scoate pe Dumnezeu afară din decizia aceasta de a-și dimensiona familia. Și atunci în țările Europei, de exemplu, musulmanii au 7, 10, 15 copii și albii de acolo n-au nici măcar copii suficient să întrețină rasa respectivă să nu dispară. Europa va arăta foarte diferit peste 10, 15 sau 20 de ani. Țări, altădată, bastioanele creștinismului vor fi bastioane ale credinței musulmane. Pentru că creștinii din aceste țări l-au scos afară pe Dumnezeu din procesul decizional. Romanii și-au aruncat copiii la canale. Cananiții îi aruncau în cuptorul lui Moloch. Societatea de astăzi îi aruncă la gunoi. Este una dintre cele mai mari tragedii care se petrec sub ochii noștri. Hitler n-a reușit să omoare atâția oameni cât omoară America, a omorât America în ultimii 20 de ani. Lăsați pe Dumnezeu să se implice. Chemați-L pe Dumnezeu în factorul decizional al dimensionării familiei voastre. Dacă nu o să o faceți, veți avea de suferit. Pentru că rodul pântecului este o răsplată a lui Dumnezeu. Copiii sunt săgețile noastre pe care le trimitem spre viitor. Le dăm direcție în viață. Și trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru părinți, ca și părinții voștri, care astăzi vă dau o direcție în viață și sunt alături de voi la pornirea voastră într-un drum nou. Vreau să închei cu un verset pe care l-am găsit în Deuteronom, capitolul 30, versetul 9. Versetul acesta aș vrea să vi-l dăruiesc în această zi specială a căsătoriei voastre. Domnul Dumnezeul tău te va umplea de bunătăți, făcând să propășească tot lucrul mâinilor tale, rodul trupului tău, rodul turmelor tale și rodul pământului tău, căci Domnul se va bucura din nou de fericirea ta, cum se bucură de fericirea părinților tăi.
Asta este versetul care ar vrea să vi-l dăruiesc în această zi specială a căsătoriei voastre. Și Domnul să vă dea multă fericire, El să vă construiască casa, El să vă apere casa, El să vă poarte de grijă în toate nevoile voastre, pentru că tot El este acela care va face familia voastră să prospere din toate punctele de vedere. Fiți binecuvântați în numele Domnului. Amin. Rog pe fratele Moise să vină.